Ion Bodunescu, inspectorul șef, confruntări cu pirateria. În biroul comandantului intră în grabă locotenentul Miu. Raportul a fost curt. Tovareșe comandant, acum un minut și jumătate am interceptat un mesaj ciudat. Suntem L-12, suntem L-12, ne aflăm în pericol, cerem ajutor, suntem atacați. Ce se întâmplă? A sărit că ars comandantul. Locotenent Miu, dăm coordonatele. Linia aeriană București-Mișoara. Continuați recepția și păstrați cu orice preț legătura. Imediat, comandantul a sesizat unitatea de aviație și a solicitat grabnice verificări. Între timp, s-a primit și un telefon fulger de la șeful securității dintr-o zonă învecinată. Acesta informa că, deasupra satului Măciuca, un avion de pasageri zbura cu totul anormal. Face tot felul de viraje și rostogoliri de parcă s-ar afla la o demonstrație aviatică. Da, ceva nu e în regulă, se întâmplă lucruri grave, își zise comandantul. Unitatea de aviație a confirmat și ea că e vorba de cursa de pasageri bucurești mișoara și că echipajul a schimbat brusc linia de direcție și se află în mare pericol. Care să fie motivele? Radarul indicase repetatele sforțări ale echipajului de a ateriza. Ofițerul meu intră din nou în biroul comandantului, Tovarășe comandant. El, 12, nu mai lansează niciun mesaj și nici nu răspunde la apelurile insistente ale bazei. Suntem informați că avionul a aterizat forțat într-un land de porumb din apropierea localității Măciuca. Se impuneau măsuri urgente pentru a salva supraviețuitorii. A prevenit un, a prevenit un eventual incendiu și a cerceta cauzele aterizării forțate. Forțele locale de securitate erau insuficiente și în 20 de minute un elicopter își făcu apariția la locul întâmplării. Din el a coborât un grup de ofițeri de securitate de la regiune, printre aceștia găsindu-se și proaspătul capitan Banu, care primise misiunea de a proceda la cercetări minuțioase spre a clarifica enigma. Avionul de pasageri a fost găsit cu roțile strânse subtil, nedesfăcute, cu fuzelajul înclinat mult în jos, gata gata să intre în pământul Reavan, ce părea arat, avea o aripă distrusă. Spre locul aterizării venea în grabă zeci de săteni atrași de eveniment. Curiozitate firească, cu teamă ei se apropiau făcând din el în jurul avionului, înfipt în pământul umed, răvășit, Pasagerii nu își reveniseră încă din spaima prin care abia au trecut. Aveau chipurile palide și nu înțelegeau mai nimic din ce s-a petrecut. Și-a făcut apariția și șeful securității locale, tânărul locotenent Marin, Neprevăzutul eveniment l-a găsit pe sălile maternității, unde aștepta venirea pe lumea primului său copil. A multe emoții, dar vestea primită l-a făcut parcă să uite de ele, să uite chiar de bucuria firească a ivirii noului născut. Fără să piardă nicio clipă, a început cercetările. Grija inițială a fost să se dea primul ajutor pasagerilor și să se asigure evitarea unui incendiu. Pilotul Condoiu le-a spus de la bun început că a fost victima unui atac pirateresc și că autorii au reușit să fugă. Capitanul Banu a și ordonat să se înceapă cercetarea împrejurimilor cu ajutorul sătenilor, de altfel gata să sprijine organele securității. S-au stabilit primele legături. Ei, tovarășe Condoiu, acum te rog, clar și pe scurt, relatează cum s-a întâmplat. Ai grijă să nu uiți nimic ce m-ar putea ajuta. Mai cu seamă, făne descrierea ticăloșilor. Cursa asta a fost o aprigă înfruntare cu moartea. Eram în cabina de pilotaj împreună cu Dragomir, mecanicul de bord și cu radiotelegrafistul Cernăianu. Atenția ne era încordată deoarece în zori vizibilitatea fusese mult redusă. Deodată, ușa a fost izbită cu putere. Patru indivizi înarmați cu pistoale au năvălit asupra noastră, au încercat să ne imobilizeze. Unul dintre ei voia cu tot din adinsul să se instaleze în locul meu, în carlingă. S-a încins o luptă pe viață și pe moarte. Mânuiam maneta și mă apăram cât. atât cât puteam am acționat imediat în raport cu situația critică evită. Într-o fracțiune de secundă am coborât în picaș cu o viteză nepermisă prin defileul dintre cele două dealuri, cam în alte, ce străjuiesc cursul altețului. Să te strecori cu o astfel de viteză prin valea asta îngustă și cu un avion greu e o treabă foarte dificilă. Cred că mă înțelegeți. Cu mușchi și nervii încordați la maximum, am pilotat câteva minute în culoarul în care m-am băgat, spre a provoca deruta și dezechilibrul făptașilor, urmărind să găsesc neapărat și un loc propice pentru a pune pe burta aparatul. Voiam ca treaba să o fac în apropierea unei localități, pe un teren cât mai plat pentru a evita catastrofa de pasageri uitasem aproape cu totul, majoritatea dintre ei și chiar cele trei femei, acelea pe care le-am văzut cu rochile rupte, au reacționat totuși cu mult calm. Pilotul vorbea agitat cu răsuflarea întretăiată. Bruboane mari de sudoare i s-au scurs pe față. Spaima prin care trecuse nu-l părăsea încă. Și acum vă dau semnalmentele atentatorilor. Foarte mulți săteni s-au oferit voluntari să-i sprijine pe urmăritori. Participanții au început scotocirea terenului. Toți erau animați de dorința de a-i prinde cât mai gravnic pe infractori. S-a format un fel de centură vie în jurul localităților, conform planului stabilit de Banu. Era de rezolvat un caz deosebit. Acești infractori, pirații aerului, urmăreau ceva. Aveau probabil un plan, și legăturile păreau indiscutabil niște teroriști. Emoția răspunderii. Pentru această misiune o și o ușoară neliniște se puteau citi pe fața capitanului Banu, altfel calm și ferm în decizie. Era o experiență nouă, că se confunda concret cu o realitate, pe care până acum o studiase doar teoretic. Înaintând spre versanții de versații dealurilor, capitanul își verifica continuu planul. Desișul verde al pădurii oferea ticăloșilor condiții bune de fugă puteau să se ascundă cu ușurință. Dar dacă fugarii și-au găsit adăpost în vreun sat, nu vreo casă de oameni cum se cade pe care ei acum îi amenință. Sunt doar înarmați. Cum să acționezi? Să verifici toate casele? Să scotocești toate cotețele? Da, o vedea o și pe asta. Trebuie să reușim captura la lor. Trebuie, nu se poate altfel. Cercetașii, înarmați fiecare cu ce avea, parciomege furci pășau precauți, iscodind cu atenție postată de teren dată spre observare. Banu i-a prevenit pe toți să fie atenți pentru că teroriștii sunt înarmați, cu siguranță că n-au scrupule și că trebuie prinși vii. Acțiunea continua. Din cauza orcușurilor și coborâșurilor, pe un sol umed, alunecos, înaintarea devenea din ce în ce mai greoaie. Cercul se strângea treptat, eforturile păreau însă că rămân fără rezultat. La un moment dat, urmele dovedeau că elementele fugare au mers în direcția satului Spălăței. Un zbârnit de telefon îl făcu să tresară, ridică receptorul cu un gest scurt. Da, vă rog, să trăiți, sunt pascu din Spălăței. Vă informez că în satul nostru se tot învârt niște indivizi suspecți. Acum se găsesc la bătrâna Oana din capul satului și se dau drept geologi. Sau așa ceva. V-am gândit că o fi ceva în legătură cu avionul acela de care ne-ați făcut atenți. De aceea vă și telefonez, poate vă interesează. Locotenentul Marin mai mai să izbucnească în strigăte de bucurie. Dar s-a abținut. Caută-l urgent pe șeful de post și repetă-i tot ce mi a spus. Să organizați o strictă supraveghere cu oamenii din sat. Nu acționați mai mult. Venim imediat. Am înțeles și locotenent. Fiți liniștit. Eu am fost sergent în armată. Marin a și pornit spre comună cu pricina, luând între timp legătura cu Banu pentru a-l încunoștința în de noua descoperire. De altfel și capitanul plecase în aceeași direcție. La marginea satului, lume multă strânsă cerc, doi indivizi cu mâinile legate fedeleși, iar în fața lor un munte de om le striga. Vă puneți voi cum fost sergent din armata română nefericiților. Și Banu, prezent printre oameni cărora le mulțumea, zâmbea la această scenă. De la începutul acțiunii trecuseră câteva ore. Capitanul nu se arăta totuși prea încântat de rezultatul final. După informațiile pilotului, trebuiau să fie cinci. Unde sunt ceilalți? Pe masa de lucru a capitanului Banu se adunaseră teancuri de informații, sesizări, scrisori. Cutia poștală, instalată în apropiere de noul sediu, se dovedea din ce în ce mai utilă. Se lăsa noaptea, se aprindeau luminile. Deși obosit, Banu continua să studieze datele misiunii sale, însă îi mental proiectul de pătrundere acoperită în incinta cetății. Analitic, perseverent, căuta să nu omită niciun detaliu care ar fi putut să-l ajute în cursul acțiunilor ce vor urma. Gândurile ofițerului Banu căutau să străpungă liniștea austera a cetății, scufundată în noapte, încercând să ghicească așezarea dușmanilor punctele lor slabe. Liniștea i fu însă întreruptă de ușa deschisă brusc, în grabă. Am sosit, tovarășe capitan. A rămas surprins bătrânul protopop. Ce a zis? Pentru domnul Banu dau toată garderoba. Ne-a rugat numai să nu află îi marea lui. Nu-i ai spus noi și Dumnezeu. Bine, puiule! Acum intră în legătură radio cu locotenentul Doru. Vezi frecvența 2? Întreabă-l dacă are ceva pentru noi și înștiințează l că peste o jumătate de oră unul din noi pătrunde acolo în strai duhovnicești. Am o părere, tovarăș și capitan. E rost de luptă aici. Știți că mă pricep. Aș vrea. Ce vorbești, puiule? Te pomenești că vrei să mergi tu în locul meu. Cel mai bine ar fi să mergem amândoi. De acord? Ia asta, poftin și fesul, îți vine bine. Da, mie văd că îmi pică. De m-ar vedea mama, s-ar închina precis. Oricine s-ar închina, cred că ne-ar popa și mâna. Mai ales femeile. Ai grijă că ți se vede browning ul și popă cu pistol. Doar în filme poți întâlni. Să-l țin mai bine în buzunarul din spate. Doru a reținut mesajul. Nu are de comunicat nimic deosebit. Putem merge. Mai întâi eu o să-i fac o vizită protocolară părintelui Danilă, așa cum i-am promis. Poate mai are ceva de zis. În orice caz ar fi ideal să ne găsească nemernicii în bârlogul lor. Ești pregătit să încasezi? Sunt pregătit să... Tovarășe capitan, în situații în astfel de situații nu poți numai să dai, ci mai și încasezi. Important e cine câștigă și în cazul de față trebuie să învingem numai noi. Avem și avantajul costumului, adică vreau să spun că derutăm și loviturile vor veni ca de la Dumnezeu. Peste o jumătate de oră, după ce a transmis indicațiile pentru acțiunea Dumbrava, capitanul Banu se afla cu părintele Danila. Arătați ca un adevărat prelat, domnule capitan. De sfinția voastră, glumibanu, nu toți putem fi salariați pe spatele domnului." Zâmbiră în timp ce gazda lui îi invită la o plimbare prin cetate. Părintele Dănilă, exist Părinte există oameni care când e vorba de lucruri ce nu-i privesc direct, au impresia că nu au reținut nimic. De data asta, înțelegeți ce aș dori de la dumneavoastră?" Ce pot să vă spun? Parcă le-am luat și o seama." Păreau tineri. După cum v-am mai spus, vin mereu târziu. Nu m-am uitat atent la ei, iar îmbrăcămintea și-o schimbă. Mă surprinde totuși și pe mine ținuta lor. Acum înclin să cred că sunt mai degrabă diavol decât cercetători. Să mergem să vizităm și pe drum vă rog să-mi spuneți tot ce vă mai amintiți. Da, poftiți! Cercetașii în sutane au ajuns în chilia pusă la dispoziția cercetătorilor. Fosta cameră secretă a cetății, situată în partea de sud, și-au zărit o bucată de hârtie pe care era scris următorul text. Culman, Cernavodă, a rămas obiectivul de bază. Vineri vom explora în final. Ar fi bine să vii așa cum ne-am înțeles. Dacă nu mai poți fi cu noi, te privește. Descurcă-te! Biletul găsit în fosta cameră secretă avea deci un destinatar. Acesta trebuia să apară. Cantonul din apropiere devenise punct de observație pentru partea sudică a vechii mănăstiri cetate. Izlazul despărțea calea ferată de zidurile mănăstirii, iar câțiva pomi răzleți nu împiedicau vizibilitatea. Erau așteptați la gară, dar nu mai erau neglijate nici alte zone ale orașului. Cei care i-au văzut pe cercetători îi descriau cu lux de amănunte, dar identificarea lor se efectua încă dificil. Doar în ascunzătoare nu era postat cineva. Acolo, până la această oră, nu fusese așteptați. Au trecut zile în care nu s-a întâmplat nimic. După o vreme, când se putea crede că indivizii își părăsiseră cuibul de la canton, sunt în sfârșit semnalați doi inși care se îndreptau spre o spărtură din zidul vechi al cetății. Unul purta o sacoșă albastră, închis, ținând-o în mână, îmbrăcat ca un sportiv, Celălalt fredona ușor un cântec la modă, mergând cu mâinile înfundate în buzunare. Erau doi trecători oarecare, orice așteptați. La prima vedere puteau fi doi călători care scurtau drumul prin curtea mănăstirii. Deodată însă ei au dispărut printre vechile ruine. Capitanul Banu decise să-i abordeze în sutană. Seara se lăsa încet deasupra orășelului dintre dealuri. Trecătorii erau din ce în ce mai rari. Între ei, trei preoți învăluiți în negurile serii se grăbeau spre mănăstire. Preotul Danilă se dovedi curajos și nu a ezitat să însoțească spre a le camufla drumul. Mai stătuse de vorbă cu indivizii și cât de cât îi cunoștea. Curajul lui era dat și de o anume temere. Îi era frică să nu rămână fără prețioasele icoane adăpostite în lăcașul sfânt erau icoane dăruite mănăstirii de vodă Brâncoveanu și păstrate cu multă grijă. Au intrat pe poarta principală o poartă masivă din stejar, care era deschisă. Așa stătea mai tot timpul, în ultima vreme. Un turn ridicat deasupra ei era, în vremuri trecute, de restriște, loc de veche și bastion de apărare. Prin zidurile groase se deschideau crenelurile de unde se putea trage cu flinta se mergea în șir indian, cu părintele Danila în față. S-a oprit în pridvor până ce acesta a descuiat ușa. În interior era întuneric și preotul a aprins o lumânare așezată pe un sfeșnic. O lumină palidă se răspândi în jur. Părintele își îndreptă privirea spre altar. Sunt aici," spuse el. Banu instinctiv duse mâna spre pistoletul aflat sub sutană. Ce spui, părinte? Unde?" Acolo, sunt toate la locul lor." Nu le-a mișcat nimeni. Urmărind privirea bătrânului, nu înțelese că era vorba de icoane. Pe figura părintelui se distingea o evidentă liniștire. Să urcăm spre turn." În aceeași ordine, încet, pășeau pe scara întortocheată care ducea spre clopotniță. Preotul purta în față sfeșnicul său. Nu se simțea nimic, nicio mișcare. Privirea afară, dar în zadar. În negura serii nu se putea zări mare lucru, ceea ce îi făcură să creadă, cel puțin pentru un moment, că indivizii erau încă în camera lor. Acea cameră secretă se afla ceva mai departe în latura sudică, fiind așezată în apropierea izvorului, chiar lângă zidul de apărare. Se îndreptară într-acolo și s-au oprit câteva clipe la izvor, unde au gustat din apa rece, atât de plăcută la gust și atât de binevenită. Ca un ghid veritabil, starețul Dănilă le explica rostul izvorului, rostul boițelor din apropiere. Se spune că în spatele izvorului ascuns de piatra aceea, pe vremuri, era un tunel care ajungea până departe, la Tomanda, era un loc pentru refugiu în cazul căderii cetății. Tot loc de refugiu, un ascunzis și iscuțit, era și sub un foișor, un fel de cameră ascunsă chiar aici deasupra în zid. Sub acest foișor se găsea camera secretă. Se poate ajunge până acolo?" întrebă Vanu cu voce tare. Se poate. E cam întuneric acum, dar se poate. Poftiți după mine." Părintele se apropie de zid și început să urce pe scara veche din lemn. În urma lui veneau atenți și gata de orice, banul și puiul. Au trecut de mijlocul zidului. Mai aveau puțin până sus în momentul când, pe marginea foișorului, apăru o umbră. Cinei strigă o voce cu un ușor accent străin, în negură se distingea cu greu o făptură omenească. Eu, părintele Dănilă, starețul cetății. Văd că nu ești singur, părinte. Am o vizită de la centrul Eparhia Hall. Părintele Joachim și părintele Paul sunt în prin oraș și doresc să vadă cetatea. Ce să vadă acum noaptea? Mâine nu e mai bine? Pleacă mai departe spre Severin. Au tren peste două ore. Aha, am înțeles. Dar aici ce să vadă? Le explicam rostul acestui fort al mănăstirii. E foarte important. Vă sfătuiesc să nu urcați. Tonul vocii semăna amenințare. Starețul Dănilă se trase la însprezit, așa cum se stabilise, făcând loc capitanului să treacă, urmat de puiu. El continua să discute cu individul pentru a le da celor doi răgazul să ajungă în foișor sau oricum să mai câștige teren. Vă prevenim să nu mai urcați, că o pățiți. Ce spui, fiule, oare nu mai sunt eu stăpân aici? Mănăstirea încă nu aparține departamentului monumentelor. Nu aveți niciun drept să dați porunci. Coborâți și lăsați-ne în pace. Altfel, altfel ce? Se auzi pentru prima oară vocea lui Banu. Altfel veți coborâ cu forța. Vă arunc de pe zid. Nu glumesc părinților. Nu vă permit să urcați. În bătaia lunii, capitanul observă sclimbind în mâna cercetătorului lama unui cuțit. Era însă prea târziu. Dintr-un salt, Banu se șaflă lângă el și îl cuprise pe, peste brațe. După câteva clipe, sări și puiul care se confruntă cu unul al doilea individ apărut din întuneric. Acesta se zmuci cu putere, plasându-i o lovitură zdravână și ofițerul, pierzându-și echilibrul, se prăbuși în gol. Căzu prin chepengul prin care se ajungea în camera secretă. În câteva secunde, capitanul Puiu se afla imobilizat de noul apărut. Situația era dificilă. Banu, pe un spațiu strâmt, purta o luptă îndrăgită cu cel care îl întâmpinase. Sutana largă îl incomoda. Tânărul blond se dovedea sprintând și vânjos. Prin chepeng se arătă și umbra celuilalt. De acolo, de jos, se auzi strigând. Culman, aruncă-l de pe zid, lichidează-l că nu e popă, eu l-am lichidat pe al meu. Intuind primejdia, Banu și încordă forțele, știa că în starețul Dănilă, care se afla probabil pe undeva pe aproape, pe lângă fântână, așteptând sfârșitul confruntării, nu-și putea pune vreo speranță. Puiul dispăruse prin chepeng, amețit de loviturile ticălosului, își încordă brațele și își izbi puternic adversarul cu o lovitură năprasnică în care își pusese toată speranța, dar și toată disperarea. Acesta se prăvâli prin chepengul în care dispăruse mai înainte puiul. În câteva secunde, Banu îl urma în interiorul strâmt al camerei pe care apucase să o cunoască în amănunt stânjenit de ținuta de ocazie, continuă să lovească și să se apere de atacul celuilalt. Zării în lumina venită de la sfeșnicul starețului care se apropiase de locul luptei la cuțitului. A avut timp să sară într-o parte. În clipa următoare, cuțitul se frânse în zid și brațul cel purtase se trezi încleștat. Capitanul reuși să-i răsucească brațul la spate, făcându-l să îngenuncheze. Cei doi indivizi zăceau acum jos și alături de ei se găsea puiul. Banu le invită pe prăutul Danilă să coboare. Acesta privi scena făcându-și semnul crucii, dar nu putuși să-și stăpânească râsul, mai cu seamă că puiul început să-și revină. Domnule Banu, ați avut dreptate, ăștia sunt dragi nu cercetători, cum mi-au spus, nu știu cum am putut să-i cred așa de ușor." Nu-i nimic prea sfinte, bine că i-am prins, cu toate că după textul pe care l-am găsit, sunt cu siguranță mai mulți. Oricum, unul ar mai trebui să vină. Dacă nu mă înșel, pe aici au trecut vreo cinci. E posibil să-i împingă Dumnezeu și pe ceilalți să vină. Vă anunț imediat. Puteți să-mi lăsați mie ăla... Cum îi zice emițătorul? ștornul, cum v-am auzit pe dumneavoastră că îi spuneți. Cu ăsta pot vorbi și cu Duhul Sfânt. Sirena navei Cernavodă șuieră prelung, anunțând plecarea în larg. Pe Dunărea liniștită, în acest fapt al dimineții de aprilie, sunetul său se răsfrângea în ecouri. Ultimii călători întârziați se grăbiră să urce pe punte și, după câteva momente, nava se desprinse de țărm. Se auzeau comenzile scurte Precipitatea ale marinarilor Motorul duduia puternic și paletele turbinei se înșurubară rătreptat în apă, mișcând nava spre firul fluviului, căutând culoarul de navigare. Pe punte era o mare hărmălaie. Oamenii își căutau locuri pentru ei, pentru bagaje. Alții fluturau batiste, luându-și rămas bun la cei care i-au condus până în port. Caporalul Nicolae Călin răsuflă ușurat avusese de lucru cu controlul actelor, în timp ce se îndrepta spre postul său de veche de la pupa vasului, examina sumar fețele călătorilor. Pe unii îi știa, mai călătoriseră pe acest traseu, alții, cei mai mulți, erau pasageri noi. Îi vedea pentru prima dată. Ostașul se instală la pupa, își rezema arma de genunchi și lăsă privirea să-i lunece pe întinderea fluviului. Era ca într-o vrajă, Privirea îi zăbovea pe urmele lăsate în apă de mișcarea navei care înainta lin. Drapelul, aflat pe catargul ce se ridica la popa, flutura în adierea vântului. În față, la prora, colegul său, caporalul Ion Frangulea, scurta cu privirea întinsă și lină cale de apă. Se distingeau geamandurile stâncile care la porțile de fier străpungeau valurile. Dimineața apărea liniștită și vântul care adia ușor aducea de pe munți aroma primăverii. Înspre cazane mai stăruia ceața învăluind în păcla pâ ei munții. Se apropiau de Adacale, străveche insulă cetate din mijlocul Dunării. Marinarii, care până atunci trecuseră neobservați, se agitau din nou. Se făceau pregătiri pentru a se ajunge la țărm. Pasagerii se înghesuiau în partea stângă a vasului, curioși să vadă peisajul insulei. Au coborât grăbiți câțiva pasageri care, în răgazul de 20 de minute anunțat de capitanul vasului, voiau să se dezmorțească pe chei sau să servească o cafea turcească la bufetul din port. După ce vasul porni din nou și pasagerii schimbare impresii despre aroma și gustul cafelei turcești, despre turcoaica cei servise, desprinsă parcă dintr-o poveste orientală, după ce trecură și de Orșova, pe punte se așternu monotonia. Erau câteva ore de când vasul pornise din turnul Severin și majoritatea pasagerilor moțăiau, legănați de valurile calme ale Dunării. Cernavoda înainta prin cazane și marinarii erau atenți la fiecare mișcare a vasului. Pasagerii de pe navă priveau valurile și apele învolburate, munții învăluiți în ceață ce se lăsa amenințătoare peste fluviu. Marinarii, care în atâtea rânduri trecuseră prin acest loc, erau obișnuiți și cu cazanele și cu peisajul Dunării și cu pasagerii mereu înghesuiți să vadă această curiozitate a naturii, a cursului Dunării. Ceața stăruia încă și cerul începuse să se înnoureze. Erau semne că se strică vremea. Totul devenea din ce în ce mai cenușiu. În postul său de veche de la pupa, caporalul Călin, rezemat de armă, era purtat de gânduri. Pe vas era din nou liniște. Oamenii își regăsiseră locurile și moțăiau. Vremea aceasta, își spuse ostașul, te trage spre somn. În spatele său, doi pasageri priveau peisajul pe care îl lăsau în urmă. Privi câteva clipe, apoi se întoarse cu spatele spre ei. Gestul i-a fost fatal. În momentul următor, cei doi se repezira asupra lui și, luat prin surprindere, caporalul se trezi într-o situație mai mult decât dificilă. Se proptin în armă și împinse cu putere pe unul dintre adversari, nerealizând încă bine despre ce este vorba. Celălalt era încleștat de brațul său drept și ostașul în îmbrânci cu furie. Caporalul, deși luat prin surprindere, ripostă cu hotărâre și cei doi agresori se retraseră pentru un moment. Călin era în primejdie și înțelegea bine acest lucru. În fața lui sclipi lama unui cuțit pară și această lovitură cu patul armei, dar locul era prea strâmt și nu îi permisese să aplice o lovitură mai puternică atacantului. Reușit doar să ricoșeze lovitura în brațul său stâng. Caporalul știa să se apere în lupta corp la corp, dar bandiții erau doi, unul se năpusti spre el și nu mai a avut cum să evite lovitura. Simțea arsura cuțitului, strigă, dar vocea sa se pierdu în zgomotul produs de motorul vasului. Lupta caporalului Călin era disperată și fără sorți de izbândă. Se gândi cum să dea alarma. Strigătul nu avea niciun efect. Trebuia să facă ceva. Încercă să se apropie de arma care îi căzuse undeva pe jos. Dar n-a avut timp. Un al treilea bandit a apărut ca din senin. Ei, ce faceți? Era momentul. Adunându-și ultimele forțe, caporalul se arunca asupra noului venit, care, surprins și speriat, trase în plin. Zgomotul armei, zgomot dorit, fu ultimul lucru pe care îl mai auzi caporalul. Căzu și sângele început să se întindă pe podeaua punții. Bandiții s-au apropiat de el, l-au ridicat și l-au azvârlit peste bord. Repede, corpul caporalului, funghiții de ape și cei trei ucigași se îndreptară spre cabina comandantului navei. Focul de pistol a produs agitație pe vas. Marinarii, alertați, alergau care încotro să vadă ce s-a întâmplat. În față, la proră, încolțiți și ei de doi pirați, Caporalul frangulea ducea și el cu disperare o luptă inegală. Focul de pistol îl prevenise și atacul îl găsise în gardă. Radiotelegrafistul de pe navă început să imită cu insistență. SOS, SOS, Cernavodă, în pericol, SOS, Cernavodă, în pericol. Un ostaș a fost ucis, se dau lupte, SOS, SOS, suntem la mila... Sirena navei lansa și ea cu disperare semnale de alarmă. Comandantul navei, capitanul Ergevițeanu, îi întâmpină pe cei doi bandiți care înainteau spre cabina sa cu compasul în mână și făcut din el o adevărată armă. Pe vas era o hărmălaie teribilă. Femeile își înălțau glasurile într-un cor de țipete. Marinarii loveau cu frânghii și cu cea apucaseră în mână. Uneori nu tocmai în cine trebuia. Nu se cunoșteau pe deplin agresorii. Câțiva săriră în ajutorul capitanului și reușiră să le libereze pentru un moment. Se auzeau focuri de armă. Lotul Bobolea își făcuse dintr-o frânghie un fel de la și l-aruncă spre bandiți. La un moment dat reușit să prindă pe unul din ei și, trăgând cu putere l-a răsturnat și l-a târât până aproape de cală. O zdravă în lovitură marin marinărească, îl aruncă pe bandit în interiorul calei. Din când în când și erau gloanțe și odată cu zgomotul lor creștea și panica. Un marinar s-a prăbușit lovit de glonț. Ceilalți se îndrăgiră și se năpustiră asupra piraților care încercau să formeze un front înspre pupa. Comandantul coordona lupta marinarilor care treptat reuși să se echilibreze raportul de forțe. Depuneți armele, depuneți armele, striga în portavoce comandantul. Nimeni însă nu luă în seamă apelul său. Pirații trăgeau fără milă, căutând să se apropie de cabina de comandă. Lupta era încă inegală. Agresorii erau mai bine înarmați, dar marinarii transformau în arme tot ce le pica la îndemână. Cutii, butoaie, geamantane, tot felul de bagaje. Semnalele radiotelegrafistului sunau continuu în eter. Aici, Cernavodă, Cernavodă, SOS, suntem în pericol. Nu mai putem rezista. Teroriștii au cu ei arme de foc. Cernavodă, Cernavodă, mă auzi? Treci pe recepție. Am înțeles, trec pe recepție. Aici, săgeata, suntem pe urmele voastre. Rezistați încă puțin. Unde vă aflați? Comunicați-ne. Am înțeles. Timonierul, la ordinul comandantului, îndreptă brusc nava spre țărm. Bandiții, în urma virajului, se descumpăniră, dar continuau să atace. Curaj, marinari! Curaj, marinari!" strigă capitanul în portavorce. Ne sosesc ajutoare! Ochește bine, frangulea! Curaj!" îndemnă comandantul. Din aval, duduiau motoarele unei nave care și anunța prezența. Sprijinul care se apropia i-a încurajat pe marinari care atacară cu mai multă înverșunare. Unul dintre atacatori s-a aruncat asupra cârmaciului, dobărându cu lovituri puternice. Nava s-a dezechilibrat și se legăna bezmetic. Piratul, după ce-l făcu inofensiv pe cârmaci, îi luă locul și întoarse timona. Era însă prea târziu. Comandantul a apucat să ordone oprirea motoarelor, iar vedeta săgeata ajunse deja în dreptul navei atacate de pirați. Șeful bandei ordonă teroriștilor să se arunce în apă. Scăpați cum puteți, ne regăsim la locurile stabilite. El sări primul, urmat în gravă de ceilalți. Capitanul Banu, venit cu o vedetă rapidă, dirijată pe Cernavodă, pescuirea bandiților care notau spre țăr. Acțiunea nu era fără riscuri. Unii dintre bandiți continuau să mai tragă chiar și în timp ce încercau să se îndepărteze. Banu urmărise grupul de pirați și legăturile lor încă din momentul încercării de deturnare avionului și al evenimentelor din satul Măciuca. Ea a supus unui pressing strâns urmărindu-i pas cu pas. Doi au fost prinsi mai repede, alți doi au dat de furcă la cetatea medievală. Al cincilea a reușit să scape și să stabilească legături cu grupul căutat de mai multă vreme de pe Valea Dunării. Pe ăsta l-a însoțit Banu până la cazane. Semnalul de pe Cernavodă l-a găsit pregătit. Acum îl căuta în apele învolburate ale Dunării. Trecuse aproximativ o oră și echipa a capitanului, ajutată de toți marinarii, a reușit să-i pescuiască unul câte unul pe pirați. Cernavodă se întorcea pe Dunăre naval cu o încărcătură neobișnuită pentru cursele sale – era pentru prima dată când nu atingea punctul terminus al destinației, însă niciunul din pasageri nu protesta. Cei șase bandiți se găseau legați și bine păziți. În tăcerea care se lăsase, bucuria tuturor era ciuntită. Trupul caporalului Călin nu fusese găsit. Mort la datorie, el dăduse semnalul care a putut permite echipajului să reziste. Capitanul Banu stătea la pupa și se gândea că aici, în aceste locuri, s-a consumat un suprem act de eroism. Simțea nevoia să spună caporal Călin, nu te vom uita niciodată, îți mulțumim. Și discret a trebuit să-și ridice mâna pentru a șterge obrazul ce se omezise. Capitanul Banu intră în biroul comandantului, respectuos cu un ușor zâmbet la colțul gurii, cu ochii jucându-i a bucurie, ceru voie să raporteze. Spune capitane Banu, Tovarășe comandant, grupul de pirați care au acționat începând cu încercarea de deturnare a avionului L-12 a fost în întregime lichidat. Permiteți să vă depun dosarul și să vă informez că întregul grup dușmanos se găsește reținut. Putem începe ancheta. Capitan Banu, îți mulțumesc ție și întregii echipe. Acum, hai să bei o cafea cu mine. Știi, mi-a venit o idee. Astă seară trebuie să mă întâlnesc cu tinerii. Este reuniunea noastră tradițională de la Casa Armatei. Am despre ce să le vorbesc. Sper că familia Banu nu va lipsi. Nu de alta, dar am auzit că te pricep și la dans. La ordin, tovarășe comandant. Ăsta nu e un ordin, Banule. E o rugăminte. În fond, este foarte probabil ca tu să preiei ștafeta. Ai grijă, nu confunda niciodată rugămintea cu ordinul.